Dragii mei, eu sunt preotul Iuliu Gorea și cu ajutorul lui Dumnezeu în acest an împlinesc 41 de ani de preoție. 3 la Sânicoara și 38 aici la Lita. În această perioadă eu am făcut mai multe proiecte. Acum, pentru că este vorba doar de un film test pentru site-ul parohiei, eu o să enumăr doar câteva dintre ele. Urmând ca la iarnă, când din cauza timpului nefavorabil voi încheia filmările cu drona, atunci să mă ocup mai pe larg și să vă prezint amănunțit proiectele realizate. Dintre cele ce le-am făcut și le pomenesc acum, sunt pentru început două legate de sat, de satul Lita și de bună seamă că și de satul Filea de Sus. M-am ocupat apoi de Biblie, pentru că eu am pus un accent foarte mare pe imagini. Am prezentat Biblia în imagini. Aici sunt doar primele 5 volume ale Pentateucului. A fost apoi Biblia în versuri, care este menită să completeze imaginile biblice. Au fost apoi cei patru Iosif, numele Domnului și cei patru Iosif legați de numele lui. Iosifiul lui Iacov, Iosif ocrotitorul Domnului, Iosif din Arimatea și, din păcate, Iosif arhiereul Caiafa, personajul negativ. A fost apoi patimile Domnului și cei patru Simoni legați de el, Simon din Cheriot, Simon din Betsaida, Simon din Cirene și Simon din Cana. A fost apoi minunatul Cleopa, cel care a dat pentru Iisus Hristos jumătate din apostolii săi. 6 din apostolii Domnului au fost copii sau nepoți ai lui Cleopa. Sigur că am realizat și alte proiecte. O agendă a preoților cu numele lor, cu realizările lor și mai ales cu numerele de telefon și adresa de e-mail, pentru că asta e conta. Au fost apoi cei patru Simoni, adică alte proiecte realizate, cei 10 Simoni pomeniți în Biblie, al doilea fiu al lui Iacov, cel care a întâmpinat pe Dumnezeu, pe Iisus, fiul lui Iona, mirele din Cana, fariseul din Betania, tatăl lui Iuda Iscarioteanul, Simon din Cirene care a dus crucea Domnului, gazda lui Petru din Iope, prorocul din Antiohia și vrăjitorul din Samaria. Un proiect larg despre toți acești oameni importanța ai Bibliei. M-am ocupat apoi de dragostea unei mame. Cum se zbate o mamă pentru fiul ei, sau fiica ei, sau fiii ei, sau fiicele ei. Eva pentru Cain, Abgar pentru Samuel, Batșeba pentru fiul ei, văduva din Sarepta, Shunamita, fiecare din ele pentru copiii lor, Rahela din Rama pentru fiii ei uciși de Irod, femeia hananiancă pentru fiica ei, soția lui Iair pentru Semida, fiica ei, văduva Ana din Nain pentru Mihail, fiul ei, și, în fine, dar nu în cele din urmă, Maica Domnului, pentru Iisus Hristos, fiul ei. A urmat apoi o carte foarte dragă mie și apreciată de Înalt Preasfințitul, care are o prefață ce mi-a dedicat Înalt Preasfințitul,
Este vorba de Biblia văzută altfel. Cu ajutorul ei, eu fac concursuri religioase cu totul și cu totul inedite. Iată doar câteva din temele pe care le abordează această carte. Regi și regine, conducători de armate, judecători în Biblie, prorocii în Biblie, apostolii Domnului, preoții Domnului, superlative biblice, întâmplări inedite, curiozități, prima, conspirații în Biblie, corupția în Biblie, cazuri de prefăcătorie, minciuni sfruntate, lucruri făcute la adăpostul nopții, toată pasărea piere pe limba ei, decizii fatale, meserii pomenite în Biblie, medicină, malformații, boli și tratamente, boli ciudate, lucruri scumpe, târguri și negocieri, muzica în Biblie, ciudățenii în Biblie, curajoșii și fricoșii Bibliei, situații incomode, nume și grade de rudenii, lucruri avute în comun, lucruri înțelepte, și apoi diverse, cartea recordurilor, evadări spectaculoase, despre păr, despre sport, vise și vedenii și alte lucruri diverse, adevărat sau fals, întrebări fulger, alfabetul creștin. Sunt câteva din ceea ce conține această carte. Este în lucru. Tot ce dă este ca o carte de bucate, dar în ceea ce privește concursurile religioase cu totul inedite. Altfel, Biblia a văzut altfel. Ca în fiecare an și în anul acesta, eu am scos de Sfintele Paști ceva mai deosebit, ceea ce în alte dăți nu a fost. De data aceasta, eu am prelucrat și adaptat un poem de Costache Ioanid care ne relatează întâmplările dramatice ce s-au petrecut în jurul mormântului în ziua de 15 Nisan, anul 33. Este în proiect pe anul viitor, tot așa, făcut de Costache Ioanid, un poet deosebit, o scenetă care ne dă amănunte despre cele ce s-au întâmplat tot în acea zi, dar în curtea și în casa lui Caiafa. Și apoi mâinile, reprezentând viața lui Isus. Este foarte interesant. Numai cu ajutorul mâinilor, doar mâinile într-o anumită poziție explică toată viața lui Isus, asta e pentru copii, începând de la Buna Vestire și până la coborârea Sfântului Duh. Și altele. Dragii mei, eu închei aici. Și închei amintindu-vă ceea ce v-am spus la început. Aceasta a fost doar o prezentare scurtă. Dacă Dumnezeu îmi va ajuta și îmi va da un pic de timp la iarnă, când, repet, voi încheia filmările cu drona, din cauza timpului nefavorabil, atunci sper să pot să fac acest film așa cum se cere, cu amănunte. Până atunci, vă doresc toate cele bune.